Doamnelor, domnilor, bun găsit! Începe Prin Plan Obiectiv la Televiziunea Română. Eu sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi. Dialog cu poetul Marcel Petrișor. Cu asta deschidem ediția de astăzi a emisiunii noastre. Te salut, Marcel, mulțumesc foarte mult pentru că ești alături de noi. Și eu îți mulțumesc, Ovidiu. Vorbim despre lansare de carte, dragoste și restul vieții, dar e doar un pretext, pentru că, de fapt, vrem să vorbim despre poezie și am citit un pic prefața sau un loc de prefață din această carte în care tu spui la un moment dat că poezia se stinge încet. Ce vrei să spui, de fapt? Ce vreau să spun, Ovidiu? Ceea ce putem vedea oricare dintre noi dacă intrăm într-o librărie. Pe vremea când tânăr student intram în librării să caut versuri, pentru că eram pasionat de versuri, era un întreg raion cu versuri. Astăzi, dacă intri într-o librărie, poți eventual să întrebi de raftul cu versuri sau de ce versuri sunt, ce cărți de poezie sunt acolo. Sunt câteva de regulă de literatură școlară. Eu, ca tânăr, îmi permiteam să cumpăr. Aveam eu o acțiune personală a mea și în fiecare lună îmi cumpăram 2-3 cărți de poeți de care n-am auzit niciodată, de poeți noi, de poeți proaspeți ai generației mele. Astăzi, în afară de literatura școlară, nu prea mai găsești mare lucru și faptul că poezia se stinge e cumva vizibil în vremurile pe care le trăim. E cea mai puțin rentabilă dintre artele scrisului. Asta vreau să întreb, cum vândută. Explicăm acest lucru? De ce crezi că se întâmplă asta? Eu nu știu să explic nimic. Știu să spun o părere personală. Părerea mea este că poezia e incompatibilă cu genul ăsta de viață pe care o ducem astăzi. Și tu, și eu, și fiecare dintre oamenii care poate ne urmăresc. Suntem mânați de pragmatism, suntem mânați de nevoi mundane evidente și atunci cine să mai aibă vreme să ia o carte de versuri? O carte de versuri are nevoie de o stare anume, de o anumită de o întoarcere a privirii înăuntru și nu spre. Și dacă dai o pagină și deja te gândești la facturile care îți vin mâine, s-a dus naibii toată poezia. Ori, știi, eu nu sunt supărat pe lucrul ăsta. Poezia se întoarce acolo unde s-a născut, în intimitatea trăirii proprii. Ea își se va retrage tot mai mult în genul acesta de lucru făcut cu suflet și care este pentru suflet și pentru sănătatea lăuntrică a fiecăruia. Cine va avea timp pentru poezie și cine nu va mai avea timp pentru poezie e mai degrabă o poveste personală a fiecăruia dintre noi. Care e povestea ta personală? Pentru că, iată, tu n-ai renunțat. Vine această carte mărturie, dragoste și restul vieții. Și sunt multe lucruri despre care vreau să discutăm astăzi. Spui despre mine, n-am mare lucru de pomenit. În schimb, despre scris, despre călătorii, cu toată dragostea. Care a fost motorul tău? Ce te face pe tine să mergi mai departe în acest demers? O să-ți dau un răspuns foarte, atâta cât mă pricep eu de sincer. Este dragostea și restul vieții. Dragoste accentuat și nu dragoste. Dragostea și restul vieții, pentru mine viața a fost împărțită în două. Așa cum îi spune și titlul, cartea asta are două părți. Dragostea și a doua parte este restul vieții. Pentru că dacă în restul vieții am fost nevoit să acționez cu putere și forță și pragmatism și cu logică și coerență în artă și în dragoste, în scris și în poezie, am acționat cu abandon. În artă, logica nu are ce să caute și mai degrabă simțirea și abandonul. Ori, pentru mine, nu știu câți poeți ori mai fi fiind astăzi pe lume și câți mai scriu în acest moment, în această țară, dar pentru mine poezia este cea care mi-a păstrat sufletul întreg și neintoxicat de toate otrăvurile și toxinele vieții de zi cu zi pe care o cunoaștem cu toții. A fost
metoda mea, mijlocul meu intim, lăuntric, să mă păstrez întreg la minte și la suflet. Eu nu sunt neapărat un poet sau nu în primul rând un poet. Sunt scriitor. Dar poezia se naște atunci când vrea ea să se nască. Și în viața mea s-a născut dintotdeauna, fără să mă întrebe, nu mă pun niciodată la masa de scris cu gândul astăzi trebuie să fiu sensibil și nostalgic și să scriu o poezie care să frângă inima cuiva. Pur și simplu, ea vindecă, vindecă răni și vindecă trăiri mult prea pragmatice, așa cum mie mi se pare că se întâmplă în lumea de astăzi. Ne vorbeai puțin mai devreme despre dragoste, despre suferința despărțirii, despre implicare, despre abandon, cumva fațete diferite ale aceleiași monede. Dar în același timp sunt și resorturi, adică nu suferința înțeleg că poate să fie un resort pentru dezvoltare, pentru autocunoaștere. E o perspectivă așa cumva mai psihologică pe care tu o aduci în discuție. Dragă Ovidiu, vei găsi, dacă o să faci imprudența să citești vreodată ceva din cartea asta, vei înțelege de ce o scriitoare și critic literar în același timp numea această carte eclectică. Eclectică în sensul că ea nu e constantă, nu e omogenă, nu e egală cu sine însuși. Nu o să găsești acolo ceea ce se cheamă un stil. Totul scris într-un anumit stil. Ea este eclectică, deci diversă și se contrazice în multe locuri pentru că viața mea așa a arătat. Viața mea n-a fost constantă și probabil că nu va fi până în ultima zi a ei constantă, egală cu sine însuși. Pentru mine poezia nu a fost o meserie ca să o practic așa cu metodă și rațiune. A fost un refugiu sau o resursă? Resursă. Resursă cu siguranță, pentru că mi-a ținut, așa cum îți ziceam, sufletul întreg. Și ce resursă mai importantă să poți avea pe lumea asta decât să poți rămâne întreg, la suflet. Ne cultivăm mușchii la sala de sport, alergăm în jurul orașului, ne cultivăm mințile cu ecuații matematice sau cu alte lucruri logice, dar cum ne îngrijim sufletele? Pentru că, până la urmă, dacă partea aceasta a fiecăruia dintre noi e neglijată, viața noastră nu va fi niciodată întreagă. Va fi doar un șir lung de decizii mai mult sau mai puțin coerente și atâta tot. Spuneai puțin mai devreme că în tumultul ăsta, în nebunia vieții pe care o trăim, cumva lăsăm la o parte exact această conexiune prin poezie cu noi înșine, cu sufletească zi conexiune, cu cei din jurul nostru. Și mă întorc la despre mine mai puțin, despre călătorii și despre scris, da, le iubesc. Ce anume din ceea ce ești tu, din tine, se reflectă aici și în alte poezii, în alte scriituri ale tale? Dragul meu, cine a spune odată că cine subliniază o carte, se subliniază. Cine descrie, se descrie. De fapt, ce altceva am putea să facem decât ca în tot ceea ce vorbim noi acum, în tot ceea ce scriu eu sau altcineva, în faptele noastre, să ne definim pe noi cu măruntul sau importantul nostru sistem de valori. Sigur că această carte e despre mine, dar așa cum e notat pe coperta 4 într-o poezie care se numește chiar Cartea, această carte e și despre cel care o citește. E și despre tine. Pentru că eu cred că între un scriitor și cititorul lui se naște o relație ca și între tine și privitorii emisiunii tale. Se naște o convenție. Tu trebuie să le spui ceva interesant și ei îți oferă timpul lor.
Dacă în cartea asta ar fi vorba doar despre mine, probabil că n-ar fi interesantă pentru mai nimeni. Dar dacă un singur cuvânt, un singur vers de acolo are legătură și cu tine și cu viața ta, se cheamă că nu am scris-o degeaba și se cheamă că am fost răsplătit regește prin timpul pe care mi-l acorzi ca să o citești. Am mai găsit o temă interesantă în documentarea pentru această emisiune, cuvintele ca și candelabre ale gândurilor. Explică-ne, te rog, puțin. Eu am un blog care se numește Cuvântul în față. Joc, de fapt, nu? De cuvinte. E cu siguranță și un joc de cuvinte, pentru că pot să-l interpretez ca și vântul pe care l-am avut mereu în față prin tot felul de năzbâtii și sporturi extreme și călătorii cu motocicleta pe care le-am făcut prin lume. Și am avut mereu vântul în față. Și spune evident ceva și despre dragostea mea pentru cuvânt, pentru că cuvintele ne îmbracă uneori mai mult decât cămășile pe care le purtăm. Cuvintele noastre spun, nu ne definesc, nu, cuvântul nu este, cuvintele nu suntem noi, dar spun multe lucruri despre noi. Eu cred că un interior echilibrat și frumos e întotdeauna oglindit de cuvintele pe care le spui. Ele spun mai multe despre tine. Fie de mi-ai povestit despre strungul carusel sau pasiunile rațelor sălbatice, cuvintele tale îmi vor spune întotdeauna ceva despre tine. Și în sensul ăsta am avut cuvântul în față, am avut dragul pentru cuvânt. La fel cum sculptorul șlefuiește marmura până la detaliu. Papa, nu știu, Pius al nu știu câtelea, îi spunea lui Michelangelo odată când la papa conducea lumea pe vremea aceea și ca atare trebuia să priceapă la toate. Și spunea, maestre, frumoase sculpturile dumitale, dar cam multe detalii, cam pierzi multă vreme cu faldurile, îmbrăcăminții și cu tot felul de lucruri de felul ăsta. Iar Michelangelo a răspuns, serenisime, e adevărat, poate or fi detalii, dar perfecțiunea e făcută din mici amănunte și cu voia sanctității tale perfecțiunea nu e un amănunt. Și eu, chiar dacă nu o să o ating niciodată, înspre ea tânjesc. Cu alte cuvinte, fiecare vorbă pe care o spui are putere, are viață. Vorbele ne influențează viețile. Gândește-te doar cât de puțin ne pricepem ca suntem darnici la critici și zgârciți la aprecieri. Spunem rar te iubesc, rar te apreciez, rar te văd, îți văd esența, pentru că trebuie să-ți dai seama că te iubesc sau trebuie să-ți dai seama că te apreciez. E, nu trebuia să-mi dau seama. Fiecare dintre noi avem nevoie de confirmări. Avem nevoie să ni se spună, nu minciuni, dar atunci când simți ceva pentru un om, spune-o. Acceptare. În schimb, brusc suntem darnici când e să criticăm sau să spunem ce nu ne place, comparăm mereu lumea cu noi înșine și dacă nu coincide cu noi, lumea e de vină și nu noi. Ei bine, atunci când facem lucrul ăsta, apropo de puterea cuvintelor, dacă am avea știința să spunem cu bunătate, dacă eu ți-aș spune ceva ce ar putea să-ți fie de folos și care nu e neapărat pozitiv și ți-aș spune cu bunătate și cu drag puterea cuvântului, nu? Mesajul meu ar ajunge la tine. În momentul în care fac acest lucru cu intransigență și duritate, tu nici nu mai auzi mesajul. Tu reacționezi la tonul și energia pe care o pun în cuvintele respective. Și din cauza asta cuvintele sunt candelabrele gândurilor. Ele spun întotdeauna ceva despre tine și despre evoluția ta ca om în această
clipă de lumină dintre o mare de întuneric și altă mare de întuneric. Și atunci, în contextul acestei chei în care interpretăm ceea ce ne-ai spus puțin mai devreme, a relației emoționale până la urmă cu aceste cuvinte care fac apel la resorturile noastre interioare și ideea ta că poezia moare în momentul de față, ce înțelegem? Că suntem într-o etapă de alienare, de îndepărtare de noi, în care ne e greu să ne uităm în oglindă? Oricât ai încercat, n-o să reușești să smulgi generalități și verdicte de la mine. Eu nu dau verdicte. Eu nu știu să învăț pe nimeni. Care e părerea ta? Eu știu doar ceea ce simt și ceea ce am învățat prin șansa pe care am avut-o să citesc câteva cărți și să întâlnesc câțiva oameni. Da, dacă privesc pe fereastră, dacă privesc o emisiune TV, dacă ies pe stradă, ceea ce văd sunt de multe ori trupuri bezmetice care umblă prin lume, fără să mai aibă postamentul, fundația, baza aceea care dă sens vieților noastre și care are legătură mereu cu esența noastră umană. Esența mea umană, să mă ierți, nu este să mă duc să câștig bani ca să mănânc bine la restaurant sau ca să-mi cumpăr o tinichea roșie și care apoi să spun că mă definește. Cine sunt eu? Eu sunt soțul lui cutare, am casa cutare, conduc mașina cutare, îmi definim mereu prin lucruri care, de fapt, n-au nicio legătură prin cu resorturile materiale și superficiale. Dar cât de puțin oameni își mai pun întrebarea cine sunt ei astăzi. Da, ca să nu ai impresia că evit răspunsul, cred că trăim într-o lume pe cale de alienare. Răzbate cumva în aceste rânduri și capacitatea de speranță, pentru că spui cu siguranță la un moment dat polii ăștia se vor inversa. Cum naiba să nu existe speranță, Ovidiu, atâta timp cât hai să spun o poveste foarte scurtă. Te rog. Când eram în ciclu primar, eram învățați la literatură că românii au doi mari poeți naționali. Unul, Mihai Eminescu, evident, și al doilea, nu o să ghicești niciodată. Cei din generația mea poate mai știu. Sau poate, nu știu, la școala pe care eu am făcut-o, ni s-a spus asta doar. Al doilea mare poet național al românilor se spunea că este Dimitrie Bolintineanu. Dacă găsești în acest oraș pe cineva care din Dimitrie Bolintineanu să știe altceva decât eventual pe o stângă neagră într-un vechi castel unde curge în vale un râu mititel, plânge și suspină tânăra domniță, dulce și suavă ca o garofiță. Lăsând la o parte versurile oarecum infantile, era poate moda vremii. Ce s-a ales din Dimitrie Bolintineanu într-o jumătate de secol? Ce înseamnă 50 de ani în istoria umanității? Nimic, o scamă, nimic. A trecut cu totul în negura uitării, pe când există un domn pe care îl cheamă Omar Khayyam și care acum 1000 de ani era astronom, era matematician și era poet. Omar Khayyam a scris 112 catrene, dacă nu mă înșală memoria, rubaiate se numesc în arabă. 112 catrene, adică mici poezioare de 4 versuri. Dacă te duci astăzi într-o librărie din Cluj, sunt mari șanse să găsești Omar Khayyam, să găsești rubaiatele lui Omar Khayyam. Dar nu o să găsești nicio carte de Dimitrie Bolintineanu. De ce Omar Khayyam a trecut printr-un mileniu fără el și Bolintineanu, dragul de el, să luăm doar ca exemplu, n-a reușit să supraviețuiască la câteva decenii de uitare. Singura explicație este că există ceva în noi atemporal
și care nu se ofilește și care nu obosește, este însăși esența noastră umană. Și esența noastră umană este dată mult mai mult de sufletele noastre, de eternul omenesc care îl avem în stare mai mult sau mai puțin latentă fiecare în noi, nu că, care, nu știu, poate-i compasiunea, poate-i dragostea, poate-i, dar cu siguranță este și sensibilitatea pentru acele lucruri general umane pe care Khayyam le scrie în poeziile lui. Omar Khayyam, nu întâmplător e astăzi, tu dacă o să iei și o să citești câteva catrene de ale lui, o să înțelegi că e vorba despre tine și viața ta. Și acest lucru, aceste lucruri, acest om le-a spus acum un mileniu și au răzbătut prin timp. Și acesta e răspunsul meu la întrebarea ta. Sunt lucruri care nu se ofilesc. Pot să traverseze perioade de răstriște, la fel cum Evul Mediu a fost un mare pas înapoi față de, nu știu, Grecia antică sau Roma antică, dar partea aceea din noi care ne definește ca oameni, dacă nu cumva vreun isteț o să ne arunce tuturor o bombă în cap, o să supraviețuiască peste timp. Și asta e speranța pe care eu o am în fiecare dintre versurile mele. Fie că sunt și cărțile mele, fie că sunt mai optimiste, fie că sunt mai puțin pesimiste, mai puțin optimiste. Tu îmi ziceai că ai găsit ceva și despre părțile nefericite din dragoste în cartea asta. O să prefer întotdeauna o zi de suferință din dragoste, când sufletul mi-e viu și simte, la 1000 de zile banale în care mă spăl pe dinți și fac papuci și ies să plivesc în grădină și nu, lucruri care nu lasă nicio urmă. Ceea ce eu sunt astăzi, ceea ce fiecare dintre noi suntem astăzi, suntem o sumă a reușitelor și mai ales nereușitelor noastre. Eșecurile ne învață întotdeauna mult mai mult și dacă tu îmi spui cu bunătate, cum ziceam mai devreme, ceva care eu nu văd la mine însumi, asta îmi poate fi 2000 de ori mai de folos decât dacă îmi spui cât sunt de frumos, înalt, ce număr potrivit am la pantofi sau altceva. Astea o să-ți mulțumesc, poate o să mă simt flatat și o să le uit în secunda 2. Cu bunătate spun că ne apropiem de finalul intervenției noastre și vreau să te întreb ce-ți dorești de la întâlnirea cu publicul, acestei cărți de versuri cu publicul? Lansarea acestei cărți va fi în 8 iunie la Muzeul de Artă din Cluj, din Piața Unirii. E acolo, la etaj, o sală cu pian, se numește Sala Tonița și acolo va fi lansarea, în 8 iunie, la ora 6 seara, pentru că o să fie și câțiva invitați ai mei, o să fie muzicieni, o să fie pianiști, o să fie cântăreți și ceea ce îmi doresc eu de la seara aceea și ceea ce te asigur că se va întâmpla este ca să fim noi înșine, relaxați, fără cuvinte pompoase și sfărăitoare, pur și simplu să petrecem o zi împreună, o seară împreună, câteva ore, două, trei ore împreună, într-un alt mediu decât în cel pe care îl trăim, de fapt, fiecare zi. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost astăzi alături de noi și pentru că ne-ai adus dragostea și restul vieții într-o discuție despre suișuri, coborâșuri, despre etapele de creștere, chiar și atunci când ne aflăm într-un proces de suferință. Mulțumesc foarte mult și mult succes pe mai și departe. Și eu îți mulțumesc.
Mergem și noi mai departe, doamnelor, domnilor, și discutăm despre ceea ce înseamnă antreprenoriatul cultural, un domeniu de activitate situat la intersecția dintre altă cultură, dar și business. Complexitatea acestuia îi obligă pe cei implicați în domeniu să fie persoane cu viziune, capabile să-și asume riscuri, dar și să medieze, să gestioneze și să interpreteze o serie de procese complexe și mai ales contradictorii. Mai multe detalii aflați în interviu realizat de colegul nostru, Romeo Cuuți. Priviți! Invitatul meu este Florin Estefan, un performant și cunoscut manager al Operei Naționale Române din Cluj-Napoca. Florin, bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Spune-mi, te rog, Florin, putem vorbi de antreprenoriat în zona instituțiilor publice? Îți adresez această întrebare pentru că ai reușit să aduci această instituție pe care o conduci la un nivel ridicat de performanță, dar în același timp România are o problemă sistemică în a încuraja performanțele instituțiilor de cultură. În primul rând, sistemul acesta public funcționează după niște legi vechi și neabdatate vremurilor în care trăim sau curentului occidental în ceea ce privește performanța în instituțiile de cultură, pentru că aici sunt acasă și bun, se poate face performanță, însă dintr-un anumit punct de vedere sistemul e bun. E pro-angajat, este pro-artist, omul care a prins un loc și un loc de muncă într-un astfel de instituție și dacă îl binecuvântează Dumnezeu și cu un contract pe perioadă nedeterminată are o siguranță socială până la pensie. Însă aceste lucruri și acest sistem e un pic în detrimentul performanței instituției și a nivelului profesional, nivelul actului artistic și a maleabilității actului managerial în sine. Pe de o parte e bine pentru că vine o subvenție sănătoasă de la stat. O subvenție undeva pe la 90% per cap de beneficiar. Deci, practic, e bine. Și ai o siguranță, ai un buget pe care îl, mic sau mare, pe care îl poți manageria și să faci performanță în funcție de cât ai și cât te poți întinde și cât îți e plapuma, să zic așa. Însă, dacă stau să mă uit la sistemele din vest sau mai mult spre Statele Unite, unde toate aceste instituții sunt practic ONG-uri sau companii private care pot fi finanțate din mediul privat, adică sunt finanțate din mediul privat, dar cei care finanțează au niște beneficii reale în ceea ce privește impozitarea și așa mai, pot să își direcționeze impozitele spre genul acesta de organizație, acolo vorbim despre altceva, acolo vorbim despre costuri mai mari pe bilete, pentru că din bilete au o sursă foarte mare de venit, vorbim despre merchandise care în instituțiile publice, de exemplu, de cultură, este foarte greu să faci și trebuie să uzeze tot felul de tertipuri, de companii, de privați și așa mai departe, care să poată să vină să te ajute că tu ești în imposibilitatea de a-ți organiza merchandise în instituție. Vorbim de altfel de promovare. Nu știu, poate cine ne ascultă și ne urmărește, să știți că e interzis prin lege să facem publicitate. Deci noi, instituțiile de pe vremea, nu știu, cărui guvern urmă cu vreo 10 ani, mai bine de 10 ani, s-a interzis prin lege publicitatea în instituțiile
publice. O instituție de cultură sau o instituție de spectacol fără publicitate moartă. Bun, zicem că facem promovare, dar nu avem buget de promovare, nu avem buget de publicitate. Și atunci cum o faceți? Atunci, pe prietenii și relații? Prietenii, relații, bartere, oameni care ne ajută, echipe de marketing și PR pe care ți le construiești cu greu. Eu am reușit în cadrul instituției în cei 8 ani de când sunt acolo să îmi formez o echipă de marketing și PR care lucrează foarte bine. Și acești oameni fac bartere și caută parteneri. Am făcut parteneriat cu, nu știu, facultatea de jurnalist, de exemplu, care au venit și au făcut o serie de materiale. Dar am încercat să creștem organic toate canalele noastre de social media și am usat de aceste instrumente. A funcționat foarte bine, mulțumesc Dumnezeu că funcționează, dar dacă ai avea un buget și un cadru legislativ care să-ți permită, lucrurile ar fi un pic mai simple. Deși ești manager, ai comportament de antreprenor, pentru că în activitatea ta folosești foarte mult imaginația, creativitatea. Se și vede, pentru că Opera Națională din Cluj a ajuns o instituție foarte cunoscută, conectată și internațional. Cum ai reușit să îmbini aceste două? În primul rând, când am preluat managementul acestei instituții, am vrut să fac un brand. Și a fost chiar a fost o experiență faină și pe care, dacă odată o să scriu o carte despre acești ani de management, o să am ce scrie. Cum s-a creat brandul ăsta? Deci am avut o emisiune, așa cum facem acum, nici nu știu dacă n-a fost la TVR sau la radio sau undeva, și ziceam eu, uite, cum visez eu ca această instituție să devină un brand al Transilvaniei, un brand național, o idee unitară, mă uitam la... pentru că am studiat un pic și aveam niște date vis-a-vis de anumite cafenele vestite peste tot, să nu dau nume de branduri aici. Și domne, să avem o idee de, în subsidiar și cum se face cumva într-o companie privată pe care vrei să o crești și să-i faci imagine. Și vorbeam eu cu patos despre ce aș face eu la Opera și la un moment dat primesc un telefon de la un domn. Zice, domne, noi am făcut brandingul orașului cu tare. Să conduc o companie de branding, marketing, PR, chestii de astea, promovare și așa mai departe. Și uite, noi vrem să facem gratuit pentru Opera tot ce înseamnă branding, caietul de brand și așa mai departe, pentru că te-am auzit vorbind într-un interviu. Și am zis, ok, ce om a venit. Și m-am întâlnit cu acest prieten, că mi-a devenit prieten între timp, și ne-a făcut tot branding-ul. De acolo, ideea din subsidiar a ceea ce facem la Opera, pentru că vorbim de antreprenoriat, trebuie să fie o idee în spate, creat un brand și după aia să-l pui pe piață și să începi să vinzi, să vinzi, să vinzi. Bine, în condițiile în care ne permite sistemul, că așa e în România. Ideea noastră este să trezim curiozități. Și atunci, de la afișele pe care ne-am mai pus nume, am pus numai un titlu și un cod QR, de la modul în care facem clipurile pe Facebook, video sau pe social media, în absolut tot ce facem, cu ce ieșim în piață, cu ce ieșim în spații neconvenționale, pe unde mergem, îi facem pe oameni curioși, îi facem să guste un pic aperitiv din ce producem noi ca să îi câștigăm în teatru. Și uite că a funcționat. Dacă era un sistem ca în America, în care eu să pot să fac venituri considerabile, la gradul de ocupare a sălii pe care îl avem de 98% per stagiune în momentul de față, puteam să facem bani ca să ne mișcăm mult mai bine. Dar într-o România în care prețul mediu de bilet e pe la 10 euro, ne ducem la acea subvenție sănătoasă de 90 de euro, de 90% pe card de beneficiar, și ne bucurăm că omul ia parte la actul de cultură, că ne facem rolul acesta de educație, de a educa, de a atrage publicul, de a-l culturaliza și așa mai departe. Cu toate că este, din punctul meu de vedere, foarte puțin cât facem, pentru că dacă te uiți la marea masă și la populație, segmentul celor care intră în contact cu genul sau care înțeleg sau care gustă este nesemnificativ. Mulțumesc frumos, Florine Ștefan, a fost o discuție foarte interesantă, o discuție cu unul dintre cei mai performanți manageri din domeniul cultural. Până data viitoare, la revedere, dragi prieteni!
Am revenit în direct, urmăriți prin Plan Obiectiv și vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi. Discutăm acum despre spectacolul Împreună în Timp, un spectacol interactiv dedicat familiilor monoparentale, realizat cu sprijinul Asociației Poți Ajut și al Asociației Provident pentru Educație. Are loc în 1 iunie, de Ziua Copilului, la Sibiu, la Centrul Cultural Ion Besoiu, pe strada Emil Cioran, numărul 1A. Așadar, prin Zoom, în legătură cu noi, se află invitații mei, doamna Elena Ungureanu, de la Asociația Provident pentru Educație, și Walter Ghicolescu, artist. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți astăzi la Prim Plan Obiectiv. Bună ziua, bine v-am găsit pe noastră și telespectatorii noștri de data aceasta. Salut, mâna doamnă! De Ziua Copilului, spuneam puțin mai devreme, are loc acest spectacol dedicat familiilor monoparentale. Doamna Ungureanu, vreau să ne dați în primul rând contextul de la care pornim această discuție. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Contextul a început acum un an de zile, când ne-am apucat să facem o cercetare amplă, să înțelegem ce înseamnă invizibilitatea în România. Și așa am ajuns la aceste 6 grupuri vulnerabile, parte din proiectul Invizibili, printre care și familiile monoparentale. Iar invizibilitatea nu înseamnă că nu mai vedem oamenii din jurul nostru, ci că suntem atât de prinși în cotidian și în problemele proprii, încât uneori ceilalți din jurul nostru aproape că devin invizibili, iar familiile monoparentale sunt unul dintre aceste grupuri vulnerabile, invizibile, cum le spunem noi, și aici nu este o stigmă, n-aș vrea să înțelegem greșit, ci este o imposibilitate. Sunt foarte mulți părinți, sunt 256.000 de familii monoparentale, adică părinți care trebuie să fie și mamă și tată, să meargă și la birou, să descurce cu copiii, și este foarte dificil, foarte dificil uneori, și ne-am gândit că acest eveniment în care le dăm timp părinților cu copiilor și în care ajung să cunoască și alți părinți în aceeași situație ca și ei, în același context, să vadă că există, că pot găsi sprijin într-un interval de timp destul de redus, adevărat că nu pretindem că rezolvăm problemele tuturor. Eu cred că este un început bun, e o picătură într-un ocean. Dar știți, picătură cu picătură se umple paharul. Absolut. Să spunem și faptul că artistul Walter Ghicolescu, prezent de mai bine de 20 de ani pe scena folk din România, în același timp cadru didactic extrem de îndrăgit, a spus imediat da aceste inițiative. Vreau să ne dați detalii, domnule Walter, ce înseamnă pentru dumneavoastră implicarea în acest spectacol, în această inițiativă? Pe lângă faptul că sunt cadru didactic și sunt format să lucrez cu copii, bine, de matematică, este adevărat. Eu am o asociație culturală, care îmi poartă numele, și în cadrul căreia am o școală de chitară. Se numește Folk Trotter. Și chiar în această școală de chitară am colaborat cu foarte mulți copii, am relaționat, și se știe că muzica, practic, este cel mai facil mod de a comunica cu sufletele, iar cu copiii în special. Și chiar influențează în modul cel mai frumos, cel mai pozitiv. Și cântatul la chitară este un mod de a se rupe de internet, de aceste gadgeturi, și de a se întoarce către frumos. Și în momentul în care Gabriela m-a sunat, urmărind ce făceam eu de ani de zile cu copiii, m-am simțit ca peștele în apă, știți cum se spune. Am zis da de la început, nici n-a apucat să-și termine ideea, am zis da, mă bag, vreau să facem acest spectacol pentru copii și vreau să vă spun, dau din casă acum un pic. Vă rog, vă rog. Va fi o premieră, pentru că nu va fi doar un spectacol pentru copii sau pentru părinți. La spectacolele mele sunt și copii în sală de multe ori. Și mă îndrept și către ei cu 2-3 cântecele, special pentru ei. De data aceasta va fi un spectacol 50% pentru părinți, 50% pentru copii, care împreună vor forma la un moment dat o familie, chiar aș putea spune o orchestră, pentru că vor primi niște cadouri cu care vor putea participa activ. Și le mai spun ceva celor care ne urmăresc acum. Este prima dată când voi coborî de pe scenă și voi cânta din mijlocul lor, nu tot spectacolul, dar voi rupe bariera dintre scenă și spectator, adică să se vadă că artistul este un om de-al lor, este un suflet de-al lor, și sunt și eu copil, poate mai copil decât mulți dintre ei, credeți-mă. Și atunci vrem ca la final să fim o orchestră mare care să cânte în așa fel încât să duduie pereții sălii și să-și spună toată lumea, ne mai dorim. Chiar vă spun că primim mesaje în privat și suntem întrebați dacă și în alte orașe vom ajunge cu acest spectacol pe viitor. Și am zis doar atât, Doamne ajută să iasă primul și să mergem mai departe cu mare drag.
E o situație dificilă acum în învățământ, cu grevă, cu foarte multe turbulențe. Înțelegem că nu e grevă în legăturile emoționale între părinți și copii, iată, în această situație care se desfășoară acum. Doamna Ungureanu, nevoi foarte multe în familiile monoparentale și nu numai. Resurse nu atât de multe. Cum spuneați puțin mai devreme, oameni care sunt obligați sau au mari dificultăți în a-și petrece timpul cu copiilor, o resursă, aș spune, cea mai importantă în această relație, fiind în același timp obligați să caute sprijin financiar sau modalități prin care să asigure bunăstarea acelei familii. Ne uităm, așa este, și din păcate, evident că nu putem rezolva toate problemele. Noi am încercat să adunăm resursele existente deja, pentru că și accesul la resurse este destul de dificil, nu sunt toate în același loc, deși există pârghii pe care le poți accesa, dacă nu știi unde să le cauți, e destul de dificil să le accesezi. Am încercat asta prin invizibili.ro, iar în ceea ce privește cea mai mare nevoie pe care o au părinții monoparentali, a ieșit din cercetarea pe care am făcut-o noi anul trecut că mai bine de o treime dintre ei, ca să-și poată crește copiii, apelează la rude, cunoștințe, prieteni, la oricine. Și știți foarte bine că sunt mulți părinți singuri chiar care își lasă copiii cu bunicii pentru că au nevoie să facă rost de venituri ca să-i poată trimite la școală, așa cum e normal, să poată să le ofere cel puțin ceea ce au ceilalți copii. Și acum, acest eveniment pentru mine este pentru a le oferi ceea ce își doresc cel mai mult, și anume timp. În primul și în primul rând timp, pentru că să tragi de tine de dimineață până seara ca să-i oferi resurse materiale, înseamnă că ajungi să reduci din cea mai prețioasă resursă până la urmă, mai ales în copilărie, timp petrecut cu copilul tău. Și eu sper că acest eveniment va ieși absolut minunat și că va fi, așa cum zicea Walter, primul dintr-o serie de evenimente pe care să încercăm să le creăm, să devină un obicei de a crea timp și spațiu pentru părinți, pentru a-l petrece cu copiilor. Această temă a situației intergeneraționale, pe care dumneavoastră o punctați extrem de inspirat în evenimentul pe care îl organizați, e cumva, până la urmă aș putea spune, chiar un fel de traumă a României. Vorbim, nu știu, a creat un hiatus, o falie între generații și avem situația copiilor cu părinți plecați în străinătate la muncă, obligați de o situație economică precară, care și-au lăsat pur și simplu, exact cum spuneați puțin mai devreme, copii cu rude sau copii cu bunici, care nu neapărat pot răspunde, evident că nu pot răspunde, nu știu, nevoilor lor emoționale. Apoi situații financiare, chiar în cazul în care părinții rămân în țară, dar sunt obligați să alerge dintr-un loc de muncă în altul, și cred că asta spune foarte multe despre țara noastră și maniera în care ne uităm la generație, această rupere pe care, nu știu, în Italia sau în alte țări o vezi, copii cu bunicii, cu familia extinsă, sunt într-o comuniune, într-o relație extraordinar de bună, pe când la noi aceste lucruri se zgâlție bine de tot din temelii, iar acest eveniment subliniază importanța legăturilor, iată, între generații. Cred că asta e extrem de important. Da. Așa este și cred că pentru mine, dacă îmi permiteți 30 de secunde, sigur, pentru sigur. Mine și pentru noi. Eu știu că noi avem o capacitate fantastică, noi oamenii în general, de a vedea în primul rând problemele și neajunsurile. Și ce încercăm noi să facem este să arătăm mai mult cu degetul către soluții, chiar dacă soluțiile sunt uneori mai mici, nu sunt de amploare națională. Dar dacă nu facem nimic, pentru că problema e prea mare ca să fie rezolvată de o soluție prea mică, nu cred că ajungem undeva. Și atunci am ales să ne concentrăm, inclusiv prin acest eveniment, pe soluții. Soluții care puse cap la cap să încerce să descoasă, să rezolve o problemă care e adevărat, e pregnantă și e mare și e la nivel național. Cumva cred că dacă ne concentrăm toți pe soluții, bunici, părinți, copii, profesori, muzicieni, toată lumea, dacă se concentrează pe soluții, cred că avem o șansă în plus și o șansă destul de mare să mergem un pas mai departe. Domnule Ghicolescu, v-am văzut puțin mai devreme că doriți să interveniți și chiar doresc să aflu perspectiva dumneavoastră acum spre finalul intervenției noastre, ca și cadru didactic aflat în fața acestor copii. Cred că le vedeți direct
această traumă a unei legături intergeneraționale pierdute uneori. Da, este adevărat. Acum n-aș vrea să intru în problemele pe care le-am simțit când eram la catedră. Eu am ieșit din sistem de vreo 8 ani, dar aceasta este o altă problemă, este un alt subiect. Însă este drept, cum se spunea mai devreme, părinții nu mai au timp pentru copii, timpul acela pe care ți-l petreci tu, suflet mare cu suflet mic. Mulți consideră că dacă le oferă tot ce au nevoie în traiul de zi cu zi, este de ajuns. Muzica este foarte importantă în educarea unui copil, chiar de mic, și aș trage un semnal de alarmă asupra muzicii pe care o ascultă adulții acasă. Copiii ascultă întâi în familie muzică, se educă în felul acesta. Este și aceasta, prin muzică, este un fel de, este o educație. Tocmai de-aia eu am renunțat la matematică, am avut motivele mele să ies din sistem și am ales să fac educație prin muzică și în felul acesta să refacem legătura dintre adult și copil. În aceste spectacole, v-am spus mai devreme, am remarcat că vin părinții cu copiii, iar copiii nu se plictisesc. Este adevărat că un spectacol, să spunem normal, în ghilimele, de folc, un spectacol la care părintele vine să mă asculte pe mine sau un alt coleg, nu este neapărat dedicat copiilor. Dar sunt piese pe care ei le știu, le fredonează, adică piesele celor mari. Și cu atât mai mult acum când chiar vor face echipă, în familie sau, știu și eu, până la urmă, împreună cu toți cei prezenți acolo. Și da, este nevoie de această legătură, ca această legătură să fie refăcută. Și tocmai pentru că ați punctat faptul că muzica e extrem de importantă, să le spunem telespectatorilor noștri că la final de emisiune avem o surpriză, avem bucuria să vă auzim cântând. Asta pentru a da o mostră din ceea ce se va întâmpla la acest spectacol. Așadar, vă reamintesc, doamnelor, domnilor, Împreună în timp e un spectacol interactiv dedicat exclusiv familiilor monoparentale din județul Sibiu, o inițiativă caritabilă, marca Asociația Poți Ajut, cu sprijinul Asociației Provident pentru Educație, va avea loc în data de 1 iunie, așadar de Ziua Copilului, la ora 16, la Centrul Cultural Ion Besoiu din Sibiu, strada Emil Ciorean numărul 1A. Intrarea este gratuită, însă va trebui să completați un formular de înscriere. Găsiți toate aceste informații pe pagina de Facebook a evenimentului. Le mulțumesc acum invitațiilor mei pentru că au fost astăzi alături de noi și pentru că ne-au dat toate aceste detalii. Mult succes în întâlnirea cu publicul din data de 1 iunie și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru că ne-ați urmărit. Prin Plan Obiectiv a ajuns la final. Eu sunt Ovidiu Damian și vă doresc tuturor o zi excelentă. Vă las acum în compania invitatului nostru, Walter Ghicolescu, la chitară. Iartă-mă, copilărie, m-am grăbit, am vrut să cresc. Acum vreau doar timp să fie, să mă bucur să trăiesc. Vreau prieteni să-mi fie, cei cu suflet de copil, cu-n zâmbet să fac magie, s-o strecor prin vis tiptil. Vreau să râd, să iau în joacă tot ce pare serios. Toate vin, toate ori să treacă, dacă le trăim frumos. Vreau să ne oprim puțin din această nebunie, să ne bucurăm puțin de tot ce ești, copilărie. Vreau o lume fermecată, cum era când eram mici, o poveste cald narată, de-ai noștri blânzi bunici. Vreau flori multe pe câmpie, să ne învețe și pe noi, că soarele e bucurie, dar creștem și când sunt ploi. Vreau să râd, să iau în joacă tot ce pare serios. Toate vin,
Toate ori să treacă, dacă le trăim frumos, vreau să ne oprim puțin din această nebunie.